ascend. I don't know why I still criticize the things I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. But this one thing I know. Your love is better than life. Without your love, I'm just a broken machine. Your love is better than life. Without your touch, I'm not a full human being. Your love is better than life. If I should ever leave, where would I go? Your love. Haideți să-i cântăm lui Dumnezeu glorie și în seara aceasta împreună, amin? Cânt lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea ai cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, cânt lui. Mi-a făcut bine, lui Dumnezeu glorie. Mi se bucură inima-n mine, lui Dumnezeu glorie. Când lui Dumnezeu, când lui Dumnezeu glorie, și tot pământul să-i cânte. Monitor. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea ai cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, cu natura întreagă să-i cânt și eu. Cu natura întreagă să-i cânt și eu. Lui Dumnezeu glorie, să slăvească munții, să slăvească munții și apele. Lui Dumnezeu glorie, cânt lui, cânt lui Dumnezeu glorie, și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, adus mântuire, de aceea ai cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie. Și ultima strofă, haideți să mai voi. Cei ce-l iubesc, lui Dumnezeu, cânt lui, cânt lui Dumnezeu glorie, și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea ai cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, haideți să mai cu vocile, cânt lui Dumnezeu. Cânt lui Dumnezeu glorie, și tot pământul să-i cânte. Lui Dumnezeu glorie, El mi-a adus mântuire, de aceea ai cânt pe vecie. Lui Dumnezeu glorie, oh! Glorie ție, Iisus! Aleluia! Gloria lui Dumnezeu în această seară, amin?
Mi-a venit în minte versetul 5 din Psalmul 23, unde spune: Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu, spunea psalmistul, este plin de dă peste el. Este plin de dă. Te întreb în această seară, cât de plin este paharul tău? Este plin de dă peste el? Ai ocazia în seara aceasta să ieși de aici, pe ușile acelea de acolo, cu paharul inimii tale, cu vasul inimii tale plin în seara aceasta de puterea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, care este prezent aici în această seară, glorie Lui. Haideți să-i cerem Lui în seara aceasta să ne umple, să toare din plinătatea Lui peste fiecare fiu și fiică, peste fiecare tânăr și tânără, peste fiecare vârstnic din locul acesta și să ne umple El, vasul inimii noastre, în timp ce vom lăuda numele Lui, amin? Haideți să nu-L lăudăm oricum pe Domnul, haideți să facem asta din toată inima. În versetul 6 din capitolul 95 din Psalm spune așa: Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Veniți să ne smerim. Și îmi vine minte din 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, spune acolo: Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, dacă se va smeri, dacă noi ne vom smeri, dacă ne vom ruga și dacă vom căuta fața Lui și se va abate poporul meu de la căile lui rele, ce voi face, spune Dumnezeu? Îl voi asculta din cerul prea înalt, îl voi ierta, voi tămădui țara Lui. Dumnezeu vrea să tămăduiască țara noastră, Dumnezeu vrea să ridice o națiune puternică de tineri ca voi, ca noi, care să meargă în lumea aceasta să facă o diferență. Haideți în această seară să-i spunem Domnului: Doamne, vrem să fim sfinți, vrem să învățăm de la Tine, vrem sfințenia Ta în viața noastră, în inimile noastre, amin? Cine vrea lucrul acesta? Vă rog, ridicați o mână, cei care vreți asta. Domnul să vă binecuvinteze, Dumnezeu v-a văzut în această seară și El vrea să toarne. Haideți să binecuvântăm numele Lui și în timp ce facem aceasta, lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să pătrundă în viețile voastre, amin? Doamne, Te chemăm în seara aceasta, numele Tău sfânt îl înălțăm. Ești Domnul care în veci domnești, în veci de veci domnești. Tu ești sfânt, Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul. Numele Tău, Iisus, îl înălțăm. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul. Noi trăim pentru slava Ta, Iisus. În numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Pe Tine, Doamne, Te iubim, pentru Tine noi vrem să trăim. Pe Tine, Doamne, Te iubim, pentru Tine noi vrem să trăim. Focul sfânt vrem să-L aprinzi, vrem să Te auzim, să Te simțim. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul. Numele Tău, Iisus, îl înălțăm. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul. Noi trăim pentru slava Ta, Iisus. Tu ești sfânt, Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul. Numele Tău, Iisus, îl înălțăm. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul. Noi trăim pentru slava Ta, Iisus, în numele Lui Iisus.
Hai să spunem, Doamne, Tu ești sfânt. Sfânt e Dumnezeu, declarăm împreună. Sfânt e Dumnezeu, noi cântăm, lăudăm. Sfânt e Dumnezeu, Sfânt e Dumnezeu, noi cântăm, lăudăm. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Dumnezeu, noi cântăm, lăudăm. Sfânt e Dumnezeu, noi cântăm, lăudăm. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umplă templul. Tău, Iisus, îl înălțăm. Tu ești sfânt, Tu ești drept și harul Tău umple templul, noi trăim pentru slavă. Haideți să mai voi cu vocile, Tu ești sfânt. Tu ești sfânt, Tu ești. Noi trăim pentru slava Ta, Iisus. Noi trăim pentru slava Ta. Noi trăim pentru slava Ta, Iisus. Zi, noi trăim pentru slava Ta, Iisus. Anume Lui. Este ziua Domnului, este seara Domnului pe care Domnul ne-a dat un dar. Și ceea ce avem noi de făcut în această seară este să spunem: Doamne, este ziua Ta. Și dacă Tu ne-ai dat în dar această zi, ți-o dăm Ție înapoi. Și lasă Tu gloria Ta peste noi să curgă în seara aceasta, peste inimile noastre, peste viețile noastre, peste toți cei care suntem aici, pentru că suntem în numele Lui Iisus adunați în seara aceasta, în locul acesta. Amin. Timpul pentru o ungere nouă. Acum e timpul pentru o revărsare proaspătă. Ca și fii și fiice ale Regelui, noi azi ne ridicăm. Ca și fii și fiice ale Regelui, noi azi ne ridicăm. Declarăm: Aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura. Aceasta e ziua Domnului. La început Domnul a creat. La început Domnul a creat. Și pentru slava Lui creația cântă în cor. Fiecare fiu și fiică Domnul vă ridică, fiți lumini.
fiecare fiu și fiică Domnul vă ridică în acest neam. Declarăm, aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Hai spune-mi, lasă gloria ta. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Lasă gloria ta. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Timp ce noi spunem, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Lasă gloria ta. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Hai să spunem cu vocile noastre, lasă gloria ta. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Lasă gloria ta să curgă acum și să umple întreg pământ. Amin. Doamne, în această seară dorim, Doamne, să te simțim pe tine. Ascultă strigătul nostru, Doamne. Lasă gloria ta peste noi în locul acesta. Doamne, lasă Duhul tău cel sfânt peste noi, Doamne. Aceasta vrem să fie ziua, Doamne, în care noi ne bucurăm în tine, Tată. Ziua în care noi, Doamne, săltăm de bucurie, căci tu trăiești în noi, Doamne. Vrem, Doamne, să ne bucurăm în această zi. Mai mult ca orice, Doamne, vrem să ne bucurăm de prezența ta. Doamne, vrem să gustăm din tine, Doamne. Și așa cum stăm în locul acesta, Doamne, răspunde tu, Doamne, chemării noastre, răspunde tu cântării noastre, Doamne, și vino peste noi. Vino aici, Doamne. Duhul Sfânt, coboară la noi. Vrem să te simțim pe tine, Doamne.
Mulțumim grupului de închinare. Vrem să binecuvântăm municipiul în care se organizează această conferință. Să rostim împreună. Dumnezeu să binecuvânteze Aradul. Hai să rostim împreună. Dumnezeu să binecuvânteze Aradul. Dar și primarul. Vă rog, ocupați locurile. Invit pe primarul municipiului Arad, domnul Falcă, domnul primar, să aibă un cuvânt pentru noi. E un lucru unicat în municipiul Arad, motoul orașului. Via, Verita, puneți mai departe, Vita, mulțumesc, calea, adevărul și viața. Un motou pentru municipiul Arad. Să gustăm în această seară acest motou. Iisus este calea, adevărul și... Vreau să vă spun că sunt bucuros că sunteți în orașul Arad. Mă simt un primar fericit, dar și un primar emoționat. În urmă cu 3 săptămâni, când împreună cu soția îmi duceam fiica mică la binecuvântare, nu credeam că o să fiu în fața unui astfel de public și o să mă gândesc cum eu trebuie să fac ca acea fiică care este acum atâta să ajungă la fel ca dumneavoastră. Pentru familia noastră sunteți astăzi un model. Vă pot spune că în urmă cu un an, în această sală a existat un succes. Succesul era dat de finala de basket feminin, unde echipa locală a câștigat campionatul. Atunci, în sală a existat un mare entuziasm, dar totuși era un entuziasm pentru o mică victorie. Cred că sala de astăzi arată un alt mare entuziasm. Și vă felicit pentru entuziasmul dumneavoastră în credință. Sper că această tânără generație să ducă mai departe dorința de pace. Dacă ar exista mai multă pace, mai multă iubire, multe lucruri în societatea românească ar fi rezolvate. Pentru că sunt cel mai tânăr primar în cadrul municipiilor de peste 100.000 de locuitori, aștept ca fiecare la voi acasă să ajungeți primarul credinței. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze Aradul. Hai să mai rostim o dată. Dumnezeu să binecuvânteze Aradul. Dumnezeu să binecuvânteze România. Această sesiune este un parteneriat între Peniel și Cireșarii. Organizația Cireșarii dorește să ducă pe oameni în ultima lor expediție, căutarea lui Dumnezeu. Ei vor sluji și invit să vină. Cireșarilor, bine ați venit la Arad! Președintele organizației Cireșarii, pastorul Vladimir Pustan, va vesti Evanghelia. Sunteți prea tineri pentru scaune și haidem să cântăm împreună și să slăvim pe Dumnezeul nostru. Amin!
Suntem cei mai binecuvântați oameni. Și știți de ce? Acum vin direct de la o mormântare. Mi-am condus unchiul împreună cu cei trei fii, 20, 17 și 15 ani. L-am condus spre veșnicie. Cu jumătate de inimă plâng, dar cu cealaltă sunt vesel. Plâng pentru că a plecat doar la 45 de ani, dar sunt vesel că a plecat mântuit. Poate este ultima seară pentru tine, poate este ultima conferință. Nu știu, Dumnezeu știe, dar Dumnezeu mi-a promis că va lucra în această seară. Cum stai cu inima ta? Aș vrea ca această seară să fie o seară pentru noi toți, apropierii de Dumnezeu. Amin. Orice națiune, orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnicie. Orice limbă ce pe pământ să declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi cel din veșnicie. Ăsta este Dumnezeul nostru, glorie Lui! Cinste, onoare! Cinste, onoare, glorie, splendoare, fie celui din veșnicii. Orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnicii. Orice limbă ce pe pământ să declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi ce din veșnicii. Pământul așteaptă, pământul așteaptă venirea ta, glorie celui din veșnicii. Să fie văzută ea slava ta, glorie celui din veșnicii. Pământul așteaptă venirea ta, glorie celui din veșnicii. Să fie văzută ea slava ta, glorie celui din veșnicii. Orice limbă șerpe pe pământ, orice limbă ce pe pământ să declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi ce din veșnicii. Tânjește după curțile tale, sufletul meu suspină după al tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii plâng neîncetat. Ca să-ți văd puterea și slava, că bunătatea ta peste viața mea.
poate să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Te voi binecuvânta. Te voi binecuvânta în toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Lauda Ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnule. Haideți să cântăm cu toții. Inima mea tânjește după curțile Tale. Inima mea tânjește după curțile Tale. Sufletul meu suspină după Tău locaș. Mi se topesc oasele binecuvânta, doar cu vocile acum. Te voi binecuvânta. Te voi binecuvânta toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile. Lauda Ta mereu în gura mea. Te iubesc, o Doamne. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Noi fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului Iisus Hristos. Haideți să cântăm această cântare legământ în seara aceasta aici, la Peniel. Iisus Hristos este Domnul. Faceți o declarație de dragoste, dragostea care nu se sfârșește niciodată, nici în moarte. Aleluia! Cântăm cu toții! Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Domnul ne-a creat după chipul Său. El ne-a învățat să urâm ce rău, să nu ne mai întoarcem de unde am fost, că n-are niciun rost. Lumea de prin lume s-o rotocim, vrem de azi viața cu El s-o trăim. Tot ce avem să punem în mâna Lui, în mâna Domnului. Și dacă trăim, și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim.
că trăim, fie că murim, noi suntem mai mulți. Nu putem să știm dacă mâine în zori va fi o zi cu soare sau o zi cu nori. Însă știm că Domnul va fi cu noi, la bine și nevoi. Hotărâți înainte vom alerga, spre cerul zi de zi ne vom îndrepta. Nici o clipă să nu privim înapoi, e cu noi. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că murim, noi suntem mai Domnului. Și să cânte sala, și dacă trăim. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai Domnului. Și dacă trăim. Și dacă trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem. Fie că trăim, fie că murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai lui. Fie că trăim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem mai lui. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ridicem mâna sus cei care nu sunt penticostali. Nu-s născut într-o biserică penticostală, nu-s la penticostal. Ridicați mâna sus! Mai mult de jumătate! Aproape! Slăviți să fie Domnul! Nu știu dacă știți, nouă penticostalul ne place să ne rugăm în comun. Haideți să spunem cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin! Cu viața mea.
Dacă simți să te rogi, roagă-te. Fii liber în această cântare. Să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, nu-i nimeni ca Tine. Oare cine se compară cu Tine? Doamne, venim de ani de zile la conferință și mergem la fel. E timpul să ne schimbăm. E timpul să ne pocăim. E timpul să-i spunem lui Dumnezeu că-L iubim. Aleluia! Haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Ești pace. În această seară, te rog, ajută-mă să pot să aduc un cuvânt bun în inima fraților mei. Ajută-mă, Doamne, să pot să vestesc cuvântul Tău cu bucurie, pentru că este cuvântul Tău. Ajută-mă, Doamne, să pot să fiu folositor în seara aceasta, lărgirii împărăției Tale. Binecuvintează toți oamenii aici, aceștia care s-au adunat aici. Și te rog, Doamne, umple cu Duhul Tău cel Sfânt. Când vom pleca de aici, să știe toți că ne-am întâlnit cu Tine și când ne vom duce în bisericile noastre, să știe toți că la Peniel Duhul Tău ne-a însoțit, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, și îți mulțumim. Haideți să mai cântăm o cântare împreună și apoi vom asculta Cuvântul Sfânt și din toată inima lăsați ca Duhul Lui Dumnezeu să vă cerceteze, să vă prelucreze. Este atâta nevoie de răspuns bun, de un pământ excepțional în seara aceasta la un cuvânt deosebit, Cuvântul Lui Dumnezeu. Haideți să cântăm. Domn și împărat.
căci El este bun, El toate le-a preiat. Vecea Lui iubire cântați, laude! S-o mână tare și cu brațe deschis, vecea Lui iubire, viață din plin, El ne-a dăruit. Vecea Lui iubire cu toții. Vecea Lui iubire, 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 vecea Lui iubire. Ce credincios, îmi vezi va fi cu mine.